În imaginile care au fost distribuite pe TikTok de utilizatorul Gabi Iordache, se vede că pe șosea sunt trei urși care blochează un sens de mers. Unul dintre urși se apropie de o mașină, iar bărbatul aflat la volan ignoră pericolul și, în loc să se protejeze, scoate mâna pe geam potrivit Digi24. Animalul, care pare familiarizat cu oamenii, răspunde la gest, apoi se îndepărtează. Atenție! Astfel de gesturi inconștiente se pot transforma în tragedii pentru că animalele sălbatice sunt imprevizibile și pot trece oricând la atac, avertizează salvamontiștii.